Bine ați revenit! Întrebarea la care voi da răspunsul azi e legată de barometrul lui Torricelli. Să mai auzim o dată. Presupunem că avem un barometru Torricelli în care tubul este ținut de un cântar cu arc, un cântar sensibil cu arc, așa cum vedeți în desen. Și întrebarea este, dacă se schimbă presiunea atmosferică, se schimbă sau nu indicația cântarului care ține tubul? Deci tubul este suspendat de acel cântar și are gura, bineînțeles, scufundată în mercurul din vas. Este sau nu influențată indicația cântarului de presiunea atmosferică? Asta este întrebarea. Răspunsul la această întrebare poate fi un exemplu foarte bun pentru felul în care un raționament corect, dar nu dus până la capăt, poate da o concluzie greșită. Să vedem. Cine ține coloana de mercur în tubul lui Torricelli? Să revedem explicația de data trecută. Aerul apasă pe suprafața mercurului din vas și împinge mercurul din tub, ținând în echilibru acea coloană de aproximativ 76 de centimetri. Deasupra coloanei de mercur, în barometrul lui Torricelli, este vid. Așa este. Greutatea coloanei de mercur este echilibrată de forța de presiune care apare datorită apăsării mercurului din vas de aerul de deasupra lui. Și dacă ne oprim aici cu raționamentul, înseamnă că în situația prezentată, cântarul trebuie să echilibreze doar greutatea tubului de sticlă, nu și greutatea coloanei de mercur. Iar greutatea tubului de sticlă n-are nicio legătură cu presiunea atmosferică sau cu lungimea coloanei de mercur din interiorul lui. Conform acestui raționament, răspunsul la întrebare ar fi nu. Presiunea atmosferică nu modifică indicația cântarului, nu influențează indicația cântarului. Însă raționamentul pe care l-ați auzit este corect, dar nu este complet, nu este dus până la capăt. Ca să mă fac mai ușor înțeles, vă propun un foarte simplu experiment. Avem un pahar pe care îl scufundăm complet în apă. Dacă ridic paharul cu gura în jos, apa din el se ridică și ea. Ca în cazul tubului Torricelli, aerul apasă pe apa din vas, iar aceasta împinge apa din pahar în sus. Deci greutatea apei este echilibrată de o forță care apare din cauza presiunii atmosferice. Cu toate astea, eu simt greutatea apei din pahar. Cu cât ridic mai mult paharul, cu atât devine mai greu, ceea ce înseamnă că, de fapt, trebuie să echilibrez nu doar greutatea paharului, care nu se schimbă în funcție de poziția lui, ci și greutatea apei din pahar. Cum se explică acest lucru? Până la urmă, cine echilibrează greutatea apei din pahar? Apa din vas sau mâna mea? Pentru a răspunde la această nouă întrebare, vă mai propun un experiment, de data asta unul mental. Avem un fir care trece peste un scripete, capătul din dreapta al firului este legat de perete prin intermediul unui resort, iar de capătul din stânga atârnă un corp. Și fac acum următoarea afirmație. Greutatea corpului este echilibrată de tensiunea din fir. E adevărat? Sigur că da. Tensiunea din fir este egală cu greutatea corpului care atârnă și avem echilibru. Dar ar putea exista această tensiune în fir dacă n-ar fi capătul lui din dreapta legat de resort? Tensiunea aceasta ar dispărea imediat dacă aș dezlega firul de resort și corpul atârnat ar cădea. Deci întrebarea, cine ține corpul, tensiunea din fir sau forța elastică din resort? Este o întrebare falsă. Cele două forțe trebuie să existe amândouă pentru ca să putem echilibra greutatea corpului care atârnă de capătul firului. Este deci nevoie de două interacțiuni. Interacțiunea corp-fir la un capăt
și interacțiunea fir-resort la celălalt capăt al firului. De fapt, putem considera că avem o interacțiune între corp și resort, dar ea se realizează prin intermediul firului. Să revenim la micul nostru experiment. Avem și aici o întrebare falsă. Cine echilibrează greutatea apei din pahar? Presiunea atmosferică sau mâna mea? Forța cu care aerul apasă suprafața apei din vas echilibrează greutatea apei din pahar. E adevărat. Dar ar putea exista această forță fără pahar și fără ca eu să țin paharul? Dacă aș da drumul din mână paharului, ar mai sta el deasupra apei? Acum ne putem întoarce la tubul lui Torricelli. Așa cum am văzut, greutatea mercurului din tub este echilibrată de forța care apare datorită diferenței de presiune între suprafața mercurului din vas și suprafața mercurului de la capătul din sus al coloanei de mercur. Dar ar exista această diferență de presiune fără tub și fără să-l țin eu cu mâna? Dacă i-aș da drumul, tubul ar mai rămâne deasupra mercurului din vas, nu s-ar scufunda? Ceea ce se întâmplă este că acționez asupra coloanei de mercur prin intermediul tubului. Așa că raționamentul complet este următorul. Greutatea mercurului din tub este echilibrată de forța care apare datorită diferenței de presiune dintre exteriorul și interiorul tubului. Adevărat. Dar această diferență de presiune este posibilă datorită tubului. Avem deci o interacțiune tub-coloană de mercur prin intermediul presiunii atmosferice, așa cum aveam o interacțiune între corpul atârnat și resort prin intermediul firului. Diferența de presiune face să apară o forță orientată în sus asupra coloanei de mercur și egală cu greutatea coloanei de mercur. Dar aceeași diferență de presiune face să apară o forță orientată în jos, care acționează asupra tubului și care este reacțiunea la prima forță despre care am vorbit și care este și ea egală cu greutatea mercurului, dar are sensul orientat în jos și acționează asupra tubului. Pe scurt, datorită presiunii atmosferice, apare o interacțiune între coloana de mercur și tub. Rezultatul acestei interacțiuni este o forță egală cu greutatea coloanei de mercur, care acționează în sus asupra coloanei de mercur, și o forță tot egală cu greutatea coloanei de mercur, pentru că e reacțiunea în modul, dar orientată în jos, care acționează asupra tubului. De aceea, dacă vreau să țin tubul deasupra mercurului, trebuie să acționez asupra lui cu o forță care este suma dintre greutatea tubului propriu-zis, a sticlei din care este făcut, plus greutatea mercurului din tub. Dar apare o întrebare interesantă. Cum apare această forță egală cu greutatea și care trage de tub în jos? Am stabilit că ea trebuie să existe, dar care este mecanismul prin care apare această forță? Această forță apare la capătul de sus al tubului, la capătul închis. Presiunea în interiorul tubului fiind zero, acolo e vid. Nu există o forță care să împingă de tub în sus. Dar deasupra lui este presiune, presiune atmosferică, și ea produce o forță orientată în jos asupra tubului. Și această forță este egală cu greutatea coloanei de mercur din tub. De unde știm? Pentru că aceeași diferență de presiune la capătul deschis al tubului, cel care se găsește în mercur, face să apară o forță care echilibrează greutatea mercurului din tub. Deci această forță este egală cu greutatea mercurului. Dar mai putem gândi și altfel. Dacă tubul ar fi închis la ambele capete, așa cum vedeți în desen, ar fi vidat și s-ar găsi în aer, atunci presiunea atmosferică ar produce două forțe asupra tubului, care ar acționa una
la capătul lui de sus, orientată în jos, și una la capătul lui de jos, orientată în sus. Dacă neglijăm diferența de presiune care apare din cauza diferenței de înălțime la care se găsesc capetele tubului, care e foarte mică și care, în paranteză, fie spus, face să apară o forță arhimedică, dar în cazul nostru această diferență între cele două forțe este neglijabilă, cele două forțe își fac echilibrul. Dar când tubul are capătul de jos scufundat în mercur și a intrat în tub mercur pe înălțimea de 76 de centimetri, forța de jos, cea care împingea tubul în sus, dispare. Pentru că acolo, la gura tubului, presiunea atmosferică este acum echilibrată de presiunea pe care o produce coloana de mercur din tub. Sper că am demonstrat faptul că un raționament, chiar dacă e corect, dacă nu e dus până la capăt, poate să ducă la concluzii greșite. Și aici mă simt dator să fac o scurtă paranteză, poate salvez o viață. Aceeași greșeală de logică, și anume raționament incomplet, o fac cei care spun, eu nu mă vaccinez, pentru că dacă mă îmbolnăvesc sau nu, e treaba mea. Corpul meu și sănătatea mea mă privesc. Bine, dacă ei preferă dreptul lui la sănătate, dreptul la boală, cine suntem noi să ne amestecăm? Dar de ce nu mergem cu raționamentul până la capăt? Cei care se vor îmbolnăvi, îi vor îmbolnăvi, foarte probabil, și pe alții. Nici asta nu e treaba celorlalți. Au ei și dreptul de a îmbolnăvi pe alții? Și acum răspunsul la întrebare. Am văzut că forța care ține tubul trebuie să fie egală cu suma dintre greutatea propriu-zisă a tubului și greutatea mercurului din tub. Dar dacă se schimbă presiunea atmosferică, se schimbă cantitatea de mercur din tub. Dacă crește presiunea atmosferică, intră mai mult mercur în tub. Coloana se face mai lungă. Dacă scade presiunea atmosferică, iese mercur din tub. Coloana se face mai scurtă. Deci cantitatea de mercur din tub și deci și greutatea depinde de presiunea atmosferică. Și înseamnă că indicația cântarului se schimbă odată cu presiunea atmosferică, este influențată de variația presiunii atmosferice. De data asta, îmi pare rău, n-am primit niciun răspuns corect. Poate voi primi la întrebarea de azi. Să vedem! Întrebarea de azi este despre două resorturi. Nu mă pot abține să spun că de câte ori aud cuvântul resort, îmi amintesc de unul dintre barbarismele pe care le auzim azi foarte des, mai ales la televiziuni. Resort cu sensul de stațiune turistică. Ei bine, nu. Așa cum am mai spus, în limba română, resort nu înseamnă stațiune turistică, cool nu înseamnă grozav, trend nu înseamnă evoluție, a te focusa nu înseamnă a te concentra, cash nu înseamnă numerar, formal nu înseamnă oficial și așa mai departe și așa mai departe. Știu că, din păcate, multe dintre cuvintele astea au fost și vor fi acceptate de dicționare, dar după părerea mea, înghesuindu-le printre cuvintele românești cu prețul morții unor cuvinte românești, nu îmbogățim limba română, ci dimpotrivă o sărăcim și o facem mai urâtă. Dar să trecem la întrebarea noastră. Așa cum vedeți în desen, avem două resorturi identice, prinse unul de altul. De capătul de jos al resortului inferior atârnă un corp, ceea ce înseamnă că resorturile sunt întinse. Montajul mai conține și două fire, două bucăți confecționate dintr-o sfoară care nu se întinde, foarte important. Ele au fiecare lungimea egală cu lungimea resorturilor întinse, așa cum vedeți în desen, și sunt legate în felul următor.
Sfoara numărul 1 este legată cu un capăt de tavan și cu celălalt de capătul de sus al resortului inferior. Sfoara numărul 2 este legată cu un capăt de capătul de jos al resortului superior și cu celălalt capăt de corpul care atârnă. Sforile nu sunt întinse, deci nu contribuie la susținerea corpului care atârnă și, așa cum am mai spus, au lungimile egale cu lungimea resorturilor întinse. Deci toată greutatea corpului este ținută de resorturi. Și întrebarea este următoarea. Ce se întâmplă dacă desprindem resorturile unul de celălalt? Nu uitați, sforile nu sunt elastice, nu se întind. Ce se întâmplă? Corpul atârnat urcă, coboară sau rămâne la aceeași înălțime? Succes pe săptămâna viitoare când voi da răspunsul și vă voi pune o nouă întrebare. La revedere!